Salutare tuturor, eu sunt Emilian și bine v-am găsit la un nou videoclip cu Astroneer. Fraților, sunt tot aici pe De Solo. A trebuit să intru puțin să mă uit la ultimul videoclip, să-mi aduc aminte pe ce planetă am ajuns și am impresia că am activat portalul ăsta și venisem după mail, nu mai țin minte după ce am venit. Dați două secunde să-mi dau seama de ce am venit aici. Bun, aparent, tocmai de asta am venit, ca să activez portalele. Am uitat puțin așa am trecut prin episodul anterior și ce urățenie asta aici, mă, frate, mă. Trebuie și-l nivela puțin, l-am lăsat așa, dar e probleme mari cu nivelatul ăsta, mă, disperă, frate, n-am văzut așa ceva. Bun, cred că de asta voiam să vin, ca să activez portalele, dar mă gândesc eu că ar fi fain să iau și melcul de pe planeta asta, că sigur e un melc și aici, sau cel puțin așa cred eu. O să mă uit pe wiki să văd care e treaba cu el. Dacă trebuie să găsesc ceva special sau uite, de exemplu, ce e ăsta? De Solo Shell. Mi-a apărut ceva acolo, dar n-am fost atent. Era ceva 1 din 5. Cred că trebuie să dau la 5 și cochilii din astea scan. Bam. Da, uite, 2 din 5. Păi și sunt o grămadă, mă, ești nebun. E super ușor de făcut treaba asta. Oxigen cred că am nelimitat, că am astea pe mine. Da, da, da. Deci acum sunt super bazat pe oxigen și pe energie. Nu mai am niciun stres. Pot să mă plimb aici liniștit. Ceea ce e destul de ciudat, ce pot să spun. Mă simt destul de ciudat să nu fiu legat de un tether. Dar în același timp e și foarte satisfăcător. Bun. O cămană. Am zis că sunt ușor de găsit și acum nu mai găsesc. Aici am grafit, de care am nevoie non-stop în jocul ăsta. Ușor. Uite-le mai aici. Bun. Completed, nice. Și parcă putem să văd eu astea, mission logo. Da, mă, uite, pot să-l văd aici. Nu pot să dau coleg la reward-uri, dar pot să văd ce... Nimă, ce e butonul ăsta? Am dat track. Și trecul, nu înțeleg ce face trecul ăsta, sincer. M-aș putea să-mi apară pe ecran undeva, dar nu face nimic. Pur și simplu să mută de neactiv în track, nu mă ajută foarte tare. Bine, când sunt așa multe, poate e util. Și aici îmi zice Calidor. Ok, nici nu vreau asta. De Solo, frate. Provide terrarium with soil, provide with tungsten și cu... Daggerot Seed. Ok, asta e o sămânță, dar trebuie să caut eu pe wiki să văd de unde o iau. Dar, nimă, când dau cu scrollul, se apasă pe butoane, n-are niciun sens, eu n-apăs pe butoane. Și pot să dau și din ele. Ce drăguț. Dar, îmi trebuie un dă-la, mă, un terarium și eu n-am luat terarium la mine. Oh my god. Oh my god. O să mai dau scan-ul astea, dar nu mă ajută cu nimic. Bun. De unde iau un dăla? Cum fac rost de un dăla? De un terarium. Parcă așa îi zice, nu? Ia, dacă dau cu ăsta, nu mi-apare. Mi-apare Sylvie. Haideți că o să revin și o să vă dau toate informațiile de care aveți nevoie. Bine, eu am nevoie, nu neapărat voi. Bun, deci fiți atenți că m-am lămurit cum stă treaba. În primul rând, a trebuit să mă duc până pe Silva. Înapoi ca să dau claim la reward, pentru că după fiecare quest din ăsta cu scanatul de cochili îți dă câte un de-asta free, câte un terarium, câte un empty terarium de-asta, terarium. Și da, trebuie să-i dai claim, cred că merge de la orice landing pad, doar că eu am doar acolo, nu m-am gândit niciodată să-mi fac, ar trebui să-mi fac pe fiecare planetă câte unul, ar fi destul de util. Avem ăsta, ne mai trebuie imediat să dăm pe chestia asta aici. Ne trebuie tungsten și pentru tungstenul ăsta trebuie să găsim niște wolframite, parcă zice. Da, 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 și se găsește pe De Solo, era culmea să nu-l găsești pe planeta asta, în cave-uri, în peșteri. Și ne mai trebuie și Daggerotul ăsta, seed, care se găsește sub niște plante, normal. Din alea, cred că seamănă cu niște ciuperci așa și cred că se găsesc tot în cave-uri. Așa că, până la urmă, trebuie să mergem în cave-uri. Cam asta e ideea principală.
Trebuie să mergem într-o peșteră și norocul meu că am o peșteră aici, doar că nu știu exact cât de mare e. Uite, cred că sub astea găsesc seed-ul ăla. Stai pe loc să văd cum te numești. Da, mă, uite, ăsta e. Hai că asta a fost super, super simplu. Ce avem noi pe aici? De exemplu, ăsta vrea energie, dar eu nu pot să-i dau energie. Eu aș putea să-i dau de la mine, dar n-am cum să mă leg. Era fain dacă avea costumul o mufă din aia. Ca să pot să alimentez chestii de la el, nu? Era mișto. Avem un generator acolo de la medium. Ăsta cred că e aluminiu. Sau, mă rog, cum îi zice lui... Ceva cu L, am uitat. Da, laterite de asta. Laterite. Jasper Pond Recreation. Ah, animă. Cred că din astea, din mai multe astea, nu știu, poți să faci ceva? E un fel de puzzle 3D. Nu, un puzzle. E ca un fel de jucărie, nu? Și dacă le pui mai multe, iese o chestie, habar n-am, nu sunt sigur. Bun, și ce mai trebuia? Ah, tungsten. Ah, și acum dau seama că trebuie să-l și prăjesc. Bine, nu e ca și cum ar fi foarte complicat de făcut un de la. Ce avem noi aici? Este compound. Când ai nevoie de el, nu-l găsești. Dacă n-ai nevoie de el, găsești peste tot. Cum, întrebarea mea e cum mai întorc eu. Mi-apare... Ia stați așa. Da, hai că e bine. Mi-apare compasul, mi-apar alea. Și ieșirea mea e fix acolo lângă... Lângă navetă, deci ar trebui să mă descurc până la urmă. Vedeți? Era mai simplu cu tedere, că mă luam după ele și mi-at ajungeam. Bine, era mai ciudat când erau foarte multe tedere în foarte multe direcții, dar tot mă ajutau așa cât de cât. Hai mă, ce pui mie, așa greu e de găsit tungstenul ăsta, wolframite-ul ăsta, cum se nume, cum arată el? Deci verzui așa și ca niște pătrățele. Ca niște cărămizi. Uite al de ăsta. Hai să-l iau dacă tot e aici. Nu știu cât de rar e cei drept și nu știu cât de adânc ar trebui să mă duc. Eu n-aș vrea să mă duc mai mult de atât în jos, pentru că deja s-am pute treaba. Cred că ăsta e. Nimă, ce sclipesc ăstea. Da, mă, ăsta e. Ăsta e nebunul. Bă, bune, nu mai am loc. Ok. Am foarte multe chestii la mine. O să las drăcile astea. O să iau două de astea. Vedeți că am multe alea. Na, am pe unealtă, pe scula mea de săpat. Am toate sloturile ocupate cu moduri, cu canistra asta. Ce mai am aici? Am sămânță, am generatoarele, am jump jet-ul ăsta. Am foarte multe sloturi ocupate cu lucruri, nu știu neapărat, nu sunt neapărat nefolositoare, dar nu vine să le dau jos, nu. Ce? Auziți și voi sunetele astea, nu? Sau niște bipuri. Dar se aud doar... Ce e aia mov care apare? Ah, când... Ești nebun? Hai că poate mor. Când sar, când zbor, îmi iau zborul așa, mă apropii de ceva chestie și licăre ăla. Sunt sigur 100% că nu pe aici am venit, dar să știți că e un cerc. Clar nu mai știu pe unde am venit. Haideți că ne vedem acolo sus. Probabil că o să-mi ia ceva timp. O oră mai târziu am reușit să ajung aici. Și nu pentru că a fost foarte complicat să ies din peștera aia, dar am murit de vreo 17 milioane de ori. Am murit de la o ciupercile alea, frate, pentru că aparent dacă te apropii de ele au niște țepi. Ies niște țepi din ele așa și te atacă și era așa un... Era un... O haită de ciuperci cu vreo 3-4 ciuperci. Am zis să trec printre ele, nu-mi dau seama de ce m-am gândit eu să trec printre ele și m-au atacat și am murit. Și după aia m-am tot dus...
până acolo și mi-a fost lene să-mi fac orice, să iau la mine ceva oxigen, nimic nu mi-am luat și muream acolo și nu găseam generatorul de oxigen ăsta, mă rog, ăsta micu. Și tot am murit și până la urmă m-am dus, nu mai știu pe unde, pe aici pe sus și am luat niște de la verde, niște rășină și mi-am făcut oxigen filters și în fine, am reușit. Am impresia că am pierdut o chestie, că îmi lipsește de aici ceva, dar nu-mi dau seama ce. Important e că am astea trei, am pierdut două chestii. A, ba nu, aici aveam geam jetul ăla, dar s-a consumat aparent. Și cred că mai aveam unul pe aici, pe undeva. Nu? Uite ăsta. Sau am, a, nu, astea sunt jetpack-urile, alea nu le iau. Ok. Bun, și nu mai țin minte ce făceam. Ba da, mi-aduc aminte. Unde e ăsta? Haideți să vedem cum e cu melculețul acesta. Îmi trebuie și pământ, îmi trebuie și sol. Stai că s-a băguit puțin. Stai așa că avem o problemă. Acum. Mulțumesc. Îmi trebuie și soil. Ce soil îmi trebuie oare? D-asta verde? Cred că e la fel, nu? Organic? Ar trebui să fie aceeași chestie peste tot. Nu merge. Stai că nu cred că era așa. D-asta? Da, mă. De aici era. Bun. Uitasem. V-am zis că a trecut ceva. V-am zis că a trecut o lună de când am jucat Astroneer. Cred că nu v-am zis. Vă zic acum. După aia îmi trebuie sămânța. Și d-asta. Care trebuie să-l prăjesc. Oh my god. Am o imprimantă la mine small. Cred că am și una de aia mare, nu? Nu? Haide mă, nu mare, medium, adică. Puteam să jur că am și una de aia la mine. Incredibil așa ceva. Unde e? Că nu mai găsesc nici pe aia mică. Aici. Unul aici sus. Cred că nu mai țin minte în ce parte scotea. E bine așa. Și găsesc eu aici un... ce-mi trebuie? Îmi trebuie de ăla de... Country repeater. Astea sunt chestiile automate. Power switch, splitter, generator, RTG, platformă. Da, nu e aici. Nu e așa? Smele așa... Da. Haideți că fac eu... Astea, că nu vreau să vă plictisesc, probabil că ați mai văzut chestia asta de nenumărate ori. Fiți atenți aici ce mod creativ de a folosi un furnal. Ce caracter arată acolo. Uitați-vă la el. Zici că e ceva, nu știu, aici așa să fie niște lumini, gen asta. Gândiți-vă la asta ca la o mașină. Aici lumini și aici, nu știu ce ar putea să fie. Un laser, frate. Vorba asta cu laser, frate, deci mă uit la bloc, ce ciudat e când conține cuvântul la un serial sau un film, și la episodul 300 și ceva a fost, cred că, un episod sau două în care au folosit vorba asta cu laser, frate, în continuu și nu dau seama care a fost treaba până anii ăia, până 2000 și ceva, dar... Nu înțeleg cum a ajuns în serial și de ce au abuzat așa mult de ea. Nu mai contează. Bun, și ce îmi trebuia mie aici? Mă, stai mă, că mamă, mi s-a făcut ăsta și nu știu unde s-a dus. Doamne ferește, deci s-a prăjit și s-a dus undeva. Uite-l mă aici. Nice, arată ca un mini de solo, ești nebun? Și... De solo recovery, era să zic discovery, da. Și acum îmi trebuie asta, fiți atenți. Deci acum vine partea cea mai faină, asta să mă așez și eu puțin la birou, așa. Deci asta e cea mai interesantă parte, cu muzică, cu dans, cu toate alea. Nila el e albastru. Deci nu pot să cred că de cute e. Nu mai țin minte, cred că trebuie să iau ăsta cu mine. Hello! Nu vrea. Cântă!
Deci nu pot să cred că de cute e. Îi place, mă? Unde s-a dus? A fugit. De ce a fugit? Ok. Deci eu nu pot să cred că de cute e chestia asta. Nu, nu vrea așa. Doamne, cât de drăguț e! Cum dansează el așa? Doamne, ce s-au gândit oamenii ăștia? Nu pot să cred. Ia vezi, ăsta-ți place? Mai fuge odată. Unde te-ai dus? Unde ești? Unde a fugit, mă? Ah, e acolo. Fuck! Ia să mor. Nimă. Sper că n-am stricat ritualul, că am luat în greșeală ăla. Ah, și vedeți care cercul ăsta? Cred că în momentul în care se umple cercul ăsta rămâne al meu, gen ne împrietenim și intră în ăsta. Hai să-i mai băgăm un dans. Running time. Da, mă, uite, s-a umplut. Doamne, deci nu pot să crezi așa ceva. Now what? Îl pun mai aproape sau? Cum fac? Ah. S-a oprit din cântat. Stai că nu mai țin minte cum făceam. Ce-i fac acum? Uite, trebuie să dau F, dar nu vreau să se oprească. Oh my god. Bam! A intrat în... Stai pe loc. A intrat în ăsta aici. Deci uitați-vă la el cât de drăguț e. Cred că toți sunt la fel, mă rog, diferă culorile, dar cred că... Ia, hai să-l comparăm. În primul rând, hai să-i facem cu mâna. Face și el cu mâna. Zice, well, așa... On the current planet tracks the nearest variable curiosities on the compass. Mutant his bind seed. Hello! Și dacă îi dau... Ce e asta? Ce? Deci ce e asta, dude? Deci nu pot să cred cât de cute e. Mor cu el aici. Gata, ajunge. Și dacă dau R... Deci te rog eu, oprește-te că mă omor aici. Mi-arată ceva chestii în plus pe compas, nu-mi dau seama. Hai să-l comparăm cu ăla pe... De pe Silva. La Verzui. Unde e? Fii atenți. Ce am luat, mă? Iau asta de aici. O pun undeva acolo. Hai să o luăm și pe asta că mă încurcă. Îl pun pe ăsta micu aici. Îl întorc pe ăsta cu fața la mine. Și ne uităm la ei. Nu, mă, sunt diferiți. Ce vorbești? Ăsta are coarne, așa, are niște cornițe în sus, ăsta le are pe spate. Amândoi au chestia asta la gură de zici că au o mustață sau ceva. Da, sunt incredibil de drăguți. De făcut cu mâna fac amândoi la fel. Da, deci e... E incredibil la ce s-au gândit oamenii ăștia care au făcut jocul. Ni la ei. Deci clar îmi place mai mult ăsta albastru. Ia stai, ăsta cum face când îi dai pet? Ăsta face asta cu peekaboo, da, mi-aduc aminte. Și râde. Mi-aduce aminte de asta cu râsul, cum râde el. Ok, lume, cam atât cu acest episod. N-are rost să mai continuăm, că nu mai pot aici cu melcișorii ăștia. Sper că v-a plăcut. Bună data viitoare. Baftă maximă!